Cumințenia Pământului este acum accesibilă publicului larg. Ministerul Culturii și Guvernul României au decis ca aceasta să fie expusă la BNR, unde vizitarea operei se va face gratuit. Sculptura lui Constantin Brâncuș este găzduită de Banca Națională a României în Palatul Vechi, unde se află muzeul. De 140 de ani, instituția a promovat cultura națională și continuă să o facă. Spunem, practic, un tezaur al culturii naționale în apropierea tezaurului monetar al țării, care este dedesubt și simbolizat de tezaurul numismatic și de alte documente de valoare care aparțin acestei instituții. În cadrul aceleiași conferințe, ministrul Culturii a salutat inițiativa de a expune sculptura, menționând că astfel aceasta devine mai accesibilă publicului. Cred eu că prezența Cumințeniei Pământului la Banca Națională va readuce împreună sentimentul de apartenență pe care cu adevărat noi am uitat să-l avem în legătură cu artiștii și operele de artă care ne aparțin. Muzeele trebuie să redevină locuri mult mai vii decât sunt astăzi și oamenii trebuie să redescopere de ce această legătură nemișnocită cu cartea sau cu opera de artă e o legătură care ne construiește pe toți. Programul de vizită al operei lui Brâncuș este de luni până vineri de la orele 10-18, însă după 8 iulie aceasta va putea fi vizitată doar pe bază de programare.